Salutare, prieteni! Bine ați venit la tutoriale video.Info, eu sunt Vlad și în acest tutorial video vom vorbi împreună despre acel set de care vă spuneam pentru uh, a desface un iPhone. Am cumpărat și eu acest set, l-am găsit pe internet, am dat 10 lei. Din fericire, uh, cel care îl vindea uh, uh, era din oraș cu mine. O să aveți link către pagina de ocazii. N-a trebuit să mai plătesc transportul. Voi, dacă nu sunteți din buzău, va trebui să plătiți transportul. Nu știu exact câte transportul. Eu am fost acolo la magazin. Am găsit pe ocazii ă, acel magazin. Ha, haideți să vedem de ce este formată această trusă. Să o desfacem. Avem mai multe chestii. Să vedem ce facem cu fiecare. Avem această ventuză. Această ventuză se folosește pentru display, se pune pe display pentru ca momentul în care îl scoatem, de fapt pentru geam de la uh, telefon, în momentul în care îl scoatem să nu-l uh, rupem, da? să nu-l stricăm. Apoi avem două unelte de plastic cu care se desfac contactele flexibile să nu se uh, rupă. Una este puțin mai mică pentru contacte mai mici și iar una este puțin mai mare, puțin mai lată, da? pentru, bineînțeles, pentru contactele flexibile mai mari. Sunt utile, da? Bun, mai departe avem aceste unelte de plastic, una este mai rezistentă, iar una mai puțin rezistentă, da? Se îndoaie mai ușor. Tocmai a căzut o șurubelniță. ok pastea se dezlipesc acele componente din telefon care sunt lipite cu adeziv, să nu le stricăm, da, gen bateria, da, cu eu am desfăcut o cu asta, voi puteți să folosești pe oricare de obicei pentru bateria asta se folosește, iar asta pentru display, da, pentru acele componente mai sensibile. Bun, haideți să le dăm și pasta la o parte și apoi mai ne mai dă trei șurubelnițe. Ok, am ridicat-o de jos. Prima este în cruce pentru șurubelele din interiorul telefonului. Astăzi mi-am desfăcut și eu telefonul pentru că acea metodă prezentată într-un tutorial trecut, acea cu microfonul, nu a mai mers. Dintr-o dată a început să nu mai meargă microfonul și am decis să desfac placa de bază să umblu acolo. Acum merge, o să fac în viitor un tutorial. Deci aceasta este pentru șurubelele din interior, de pe placa de bază, da? Următoarea asta este ok, imediat, să nu alunece. Asta este pentru șurubelele de la capac, de acolo de uh, lângă portul 30 pin, da? Acolo lângă mufa de încărcare, pentru a da capacul din spate jos, o să vedeți că sunt uh, două șurubele, pe iPhone 4 pentru a le desface avem nevoie de această șurubelniță. Pe 4S se poate și cu prima șurubelniță, aceasta în cruce. Bun, și ne mai dă și o șurubelniță dreaptă. Pentru că pe margine iPhone-ul mai are și niște șuruburi drepte. Eu n-am folosit-o deloc. Și cam acesta este setul, este util da? Dacă avem o problemă cu iPhone-ul și ne pricepem, da, putem să o rezolvăm, este util acest set. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, eu am fost Vlad, voi sunteți la video.info. la revedere!